fata cea bună. A fost odată un om sărac și bătrân care avea o fată bună și frumoasă. Înainte de a-și da sufletul, omul îi dădu fetei o pâine și îi spuse: "Draga mea, nu am altă avere să-ți las decât această pâine, dar ea te va îndestula, iar din munca ta cinstită vei putea câștiga destul încât să duci o viață bună." Așa se și întâmplă, căci fata știa să facă niște țesături cum nu s-au văzut altele și reuși să câștige azi 2 bănuți, mâine 3, astfel încât în curând ajunsese să o ducă destul de bine. Dar vecinii, oameni răi, erau invidioși pe sărmana copilă, astfel că scorneau tot felul de vorbe pe seama ei. Aceste vorbe ajunseră la urechile judecătorului, iar acesta o chemă pe copilă la dânsul și o întrebă cum își câștigă traiul. "Domnule judecător, tata, înainte să moară, mi-a dat o pâine, că altă avere nu avea, spunându-mi că ea mă va îndestula și mi-a spus că toate celelalte le voi obține prin muncă cinstită, câștigând atât încât să duc o viață bună. Iar eu așa am făcut, nu am cerut nimic de la nimeni, nici nu am furat. Am țesut toată ziua și astfel mi-am câștigat traiul." Judecătorul ceru să vadă pâinea. Rupse din ea o bucată, dar ce să vezi, aceasta apăru la loc într-o clipită, astfel încât pâinea rămase întreagă. Atunci înțelese judecătorul că fata cea cinstită și frumoasă fermecase pâinea cu bunătatea ei. Așa că nu dădu crezare zvonurilor răutăcioase și spuse: "Mergi cu Dumnezeu, fată harnică și bună, și să rămâi tot așa vrednică. Iar pe cei care mi-au adus vorbe la urechi, îi chem și pe ei să dea socoteală."